dorința de a persevera, în primul rând. Am pornit afacere mică, de familie, în 2005, cu o mică confetărie, un laborator. Peste câțiva ani am deschis un mic magazin care am considerat că ne-a rămas mic. În momentul în care am început să ne strângă magazinul, am zis următorul pas este intrarea în familia la doi pași, care ne-a ajutat, evident. Munca, dorința de a face pași, sprijinul lor, a făcut să fim parte din familia mare la doi pași. Evident, dacă este învățat cu munca, dacă își dorește să persevereze, dacă vrea să avanseze, să dea exemple de mai bine. Personal, sunt căsătorită de aproape 30 de ani, am doi copii minunați și vreau să le dau exemplu că se poate, că dintr-o afacere mică, din ceva ce în 2 lei se pot face mult mai mulți, cu muncă, cu perseverență, cu dorință, se poate. Din fericire, foarte bine, lumea apreciază efortul nostru, munca noastră de dimineața până noaptea, suntem în mijlocul lor tot timpul, deschiși la toate dorințele lor tot timpul, suntem bine văzuți, la doi pași e bine. Dintotdeauna ne susține foarte mult, chiar de la început, nu eram la doi pași, nu eram parte din franciză, dar Metro 1 Timișoara ne-a susținut afacerea de la primele momente ale întemeierii ei, iar pe parcurs din ce în ce mai mult, iar de când există la doi pași, suntem mult mai susținuți. Facem parte dintr-o familie, chiar avem senzația că suntem o familie împreună cu Metro.